Conform definiției medicale, fibromul uterin este o tumoră benignă ce se dezvoltă în interiorul uterului, dar există cazuri în care acesta poate apărea și în jurul uterului. Dr. Patricia Mălușanu, medic specialist obstetrică ginecologie de la Sanador, ne ajută să înțelegem mai bine de ce apare fibromul uterin, dar și ce semne și simptome dă. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Putem vorbi de mai multe tipuri de fibrom uterin? Da, în primul rând, fibromul uterin este o tumoră benignă. Este unul din cele mai frecvente diagnostice în patologia genitală feminină. El apare de obicei sub vârsta de 50 de ani, astfel în perioada menopauzei, datorită unui nivel de estrogen scăzut, el de obicei diminuează în dimensiuni. Există de mai multe feluri în funcție de localizarea acestuia în raport cu anatomia uterină. Avem fibrom submucos, când se dezvoltă spre cavitatea uterină, spre care și proemină. Fibrom intramural, în care se află în interiorul miometrului, adică a peretelui muscular uterin. Fibrom subseros, când se dezvoltă la exteriorul uterului. Și fibrom cervical, când se dezvoltă la nivelul colului uterin. Aș vrea acum să vorbim despre simptome, să ne spuneți dacă sunt anumite semne care indică prezența unui fibrom uterin. Simptomele date de fibromul uterin sunt corelate, atât cu localizarea, cât și cu volumul acestora, precum și cu numărul lor. Dacă sunt de mici dimensiuni, pot fi asimptomatice sau pot avea simptome de neglijat adesea, însă la anumite paciente pot da anumite simptome precum sângerări uterine anormale de tipul menstruațiilor abundente, care pot duce până la anemie, pot de asemenea să dea sângerări intermenstruale. De asemenea, acest tip de manifestare este specifică fibroamelor care se află în cavitatea uterină. Simptomatologia dureroasă este adesea prezentă în fibromul uterin din cauza volumului uterin crescut, precum și a suprafeței neregulate. Pacienta prezentând deseori fenomene de compresie a viscerelor învecinate, adică fenomene urinare, de exemplu micțiuni frecvente, precum și dificultatea de golire a vezicii urinare, precum și tulburări digestive de tipul constipației. De asemenea, pacientele pot prezenta dureri în timpul contactului sexual, care se numește dispareunie, iar pacientele care prezintă complicații ale fibroamelor de tipul necrobiozei, când apare o diminuare a vascularizației, pot avea dureri accentuate. Care sunt situațiile în care se impune tratamentul pentru fibrom uterin? Tratamentul se impune în funcție de simptomatologia pacientei, de localizarea fibroamelor, de dorința de fertilitate a pacientei, precum și de vârsta pacientei. Cum am spus mai devreme, în menopauză de obicei ele regresează în dimensiuni. Dacă pacienta are simptome severe, de exemplu anemie dată de sângerările neregulate, precum și disconfort accentuat, dureri pelvine cronice, dureri în timpul actului sexual, tulburări urinare, tulburări digestive, deformarea cavității uterine, se impune tratamentul. Scopul tratamentului este de a ameliora simptomatologia pacientei, precum și de a scădea dimensiunea fibromului. Deși există numeroase clase de medicamente, după ce se oprește tratamentul, de multe ori fibromul crește în dimensiuni și simptomele reapar. De aceea beneficiile sunt limitate. Astfel, tratamentul conservator precede de obicei tratamentul chirurgical. Aș vrea să vă întreb când este cazul să operăm un fibrom uterin? În primul rând, tratamentul chirurgical constă în... Avem varianta de histerectomie la pacientele care nu mai vor sarcini, asta înseamnă excluderea uterului chirurgicală, sau miomectomie, în care se excizează fibromul pe cale laparoscopică, pe cale histeroscopică sau pe cale abdominală, în funcție de localizarea și dimensiunea fibroamelor. Tratamentul chirurgical este utilizat pentru cura simptomatologiei dureroase, pentru și a sângerărilor anormale, precum și pentru pacientele cu infertilitate sau avorturi recurente sau dacă există o suspiciune malignă. Cred că în momentul în care o femeie primește diagnosticul de fibrom uterin, își pune două întrebări. Odată dacă dă infertilitate și odată dacă acesta se poate transforma într-un cancer. Poate da infertilitate prin mai multe mecanisme, prin obstruarea ostiumilor tubare sau prin deformarea cavității uterine. De asemenea, fibroamele intramurale care sunt în peretele uterin, acestea pot afecta contractilitatea. Dar miomectomia, adică excizia fibroamelor, a crescut rata de sarcini. Și de asemenea, în sarcină, fibroamele au tendința de creștere, de aceea pot da complicații precum nașterea prematură. Iar legat de posibilitatea de a face un tip de cancer dacă avem un fibrom uterin? De obicei, fibroamele nu malignizează, adică nu devin canceroase, dar există un tip de cancer care se numește sarcom uterin. Este destul de agresiv și destul de rar. Acesta este de făcut diagnosticul diferențial între fibrom și sarcom. Are un ritm de creștere alert și dacă pacienta are simptome neobișnuite și se suspectează, trebuie făcute prin mijloace imagistice sau prin biopsie se pune diagnosticul. Dar sunt situații în care cele două pot fi confundate? De obicei nu, că sarcomul are simptome destul de specifice, în plus creșterea lui foarte rapidă în dimensiuni față de a fibromului ne duce destul de repede cu gândul la acest diagnostic. Vă mulțumesc mult pentru informații. Mulțumesc și eu.